Dragi ascultători, întâmplările pline de haz pe care le veți afla s-au petrecut cu mulți ani în urmă, cam pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, într-un sat din apropierea Veneției. Era o dimineață caldă și senină de vară. Pe terasa cafenelei lui Limoncino, din piața satului, signor Evaristo, care, judecând după îmbrăcămintea sa și după pușcare zemată de scaunul de alături, s-a pregătit să plece la vânătoare, își soarbe cafeaua în compania prietenului său, baronul Del Cedro. Ei, ce spuneți de cafeaua asta? Bună, bună. Eu zic că e delicioasă. Bravo, signor Lămioară, asta e în trecut. Mulțumesc de compliment, dar vă rog să nu mai spuneți Lămioară. Asta e bună, toată lumea te știe așa. Ești celebru cu numele de Lămioară. Toată lumea spune, haidem la Cazinove să luăm o cafea la signor Lămioară. Și în loc să-ți pară bine. Dar nu mă cheam așa, signor. Haide, haide, de azi înainte îți vom spune signor Portocală sau signor Rodie. Vă atrag atenția că nu sunt buponul nimănui. S-a supărat Lămâioară. Oh, ia privește acolo, signor Evaristo. Signora Gertruda a deschis larg ferestrele. Văduvioara asta... Să nu vorbiți de rău pe signora Gertruda. Nu. E cea mai înțeleaptă și cea mai cinstită femeie din lume. Am o părere mult mai bună de... Signorina Candida, drăguța ei nepoțică. Da, așa e, nepoata are calități. Te pomenești că mi-e rival. Ei, domnule baron, plecăm? Drept să spun, nu prea am chef azi de vânătoare. Mă simt încă obosit de ieri. Cum doriți, da. Mie însă îmi permiteți să plec. Da, vă rog, vă rog. Cu atât mai bine. Pot să mă încerc în liniște norocul cu signorina Candida? Oh, de când o urmăresc? Pe unde o fi servitorul meu? Moracchio! Moracchio! Ai dat de mâncare câinelui? Da, signore! Ia-ți pușca și să mergem! Să mergem, să mergem! Așadar, aveți de gând să rămâneți azi aici? Da, și vă aștept cu plăcere. O să-i comand hangiului meu, Coronato, să ne pregătească un prânz gustos pentru amândoi. Cu bine, signore Evaristo. Cu bine, baroane. Cu bine. Haide, Moracchio. Moracchio. Da. Ia privește bine colo sus în balconul signorei Gertruda. Mai e cineva cu dânsa. Nu fi cumva signorina Candida? Da, 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 signor Evaristo, chiar ea e. Să grăbim nițel pasul, aș vrea să le spun măcar două. Ei, încotro așa grăbit, signor Evaristo? Doamnele mele, cu voia dumneavoastră mă duc să mă distrez puțin cu pușca. Pe grecile frumoasă. O mulțumesc, signora Gertruda. Vă vreți noroc și vânat bun? Sunt sigur de noroc, pentru că mi l-a furat dumneavoastră, signorina Candida. Să mergem, Moracchio. Încă o dată, prea umilul dumneavoastră servitor. Presupus să prea umilă servă. Oh, mi-a căzut evantaiul jos. Cu ce păcat, signorina Candida. S-a rupt frumusețe de evantai. Nu face nimic, nu vă negăjiți degeaba. Îmi pare nespus de rău. Nu-i nimic, e un evantai vechi. Dar s-a rupt din cauza mea. Nu vă mai negăjiți pentru atâta lucru. Dați-mi voie să am cinstea să-l... Nu, vă mai deranjați. Dați-mi servitorul. Tonino! Signora! Coboară și-a de evantai. Dacă nu-mi dați voie, poftim, Tonino. Signore! Doamnele mele, rămân supusul dumneavoastră servitor. E într-adevăr drăguț, signor Evaristo. Nu-i așa, mătușică? Așa e. Drăguț și cu tact. Dragă nepoată, să nu te încrezi în nimeni până nu știi cu cine ai de-a face. De ce îmi spui asta, scumpă mătușică? Pentru că de câtva timp mă simt îndreptățită să o spun. Nu cred să fi greșit cu ceva. Nu mă pot plânge de tine. Însă îți atrag atenția să rămâi mereu așa. Oh, e prea târziu.
Sunt grozav de îndrăgostită. Ai văzut cât de necăjit este că s-a rupt evantaiul? Da, un om bine crescut nu se poate purta altfel. Las că știu eu. E și ceva dragoste la mijloc. Frumoasă-i signorina Candida. Da, Morachio. Îmi pare așa de rău că evantaiul s-a rupt din cauza mea. Dar iată că signora Suzana deschide prăvălia. Ce-ar fi să-i cumpăr Candidei un evantai nou și mai frumos ca acela care s-a rupt? Bună idee. Signora Suzana, signora Suzana, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, signor Evaristo. Cu ce vă pot fi de folos? Aș vrea să-ți spun ceva, haide-mă în prăvălie. Da, vă rog, cu plăcere. Morachio! Signore! Ia-o înainte și așteaptă-mă la marginea pădurii. Vin și eu îndată. Dacă își pierde timpul așa, o să vânăm castraveți. Poftiți, intrați! Signora Suzana! Da, signore! Îmi trebuie un evantai. Cel mai frumos evantai din lume, dacă l-ai avea. O, signore Evaristo, mărfurile mele sunt cunoscute. La mine vin să cumpere chiar din cele mai îndepărtate sate. Poftiți, poftiți, mărfurile. Ah, uitați-vă, pe acesta să-l luați. Da? Într-adevăr e frumos. Ai gust, signora Suzana? Da, puteți să fiți mulțumit, signor Evaristo. Îmi închipui că vreți să-l faceți cadou. Se înțelege, doar nu l-am luat pentru mine. Signorine, e Candida? E puțin cam curioasă, Suzana. Dar ce te face să crezi că vreau să-l dau signorinei Candida? Oh, am văzut că ați întârziat puțin sub balconul ei. Nu se poate, dar ăsta îmi trebuie pentru altcineva. Bine, 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 dați-l cui vreți, în definitiv, eu nu mă bag în treburile altora. Nu se bagă, dar se amestecă, de data asta nu i-a mers. Cu bine, signora Suzana, cu bine. Bine, cu bine, signore Evaristo, cu bine. Ei, da. Cum fac acum să ajungă evantaiul în mâinile signorinei Candida? Ah, iată-o pe Gianina, sora servitorului meu Morachio. Gianina e o fată bună și o să mă înțeleagă, mai ales că se duce mereu în casa signorei Gertruda, iar signorina Candida ține mult la dânsa. Bună ziua! Bună ziua, Gianina! Bună ziua, signore Evaristo! Ce faci? Te-ai apucat de tors așa de dimineață? Da, signore, e așa de frumos afară! Te-aș ruga să-mi faci un mare bine. Oh, desigur, sunt gata. Cu ce vă pot servi? Știu că signorina Candida ține mult la tine. Da, signore, e foarte bună cu mine. Mai mult mi-a vorbit și m-a rugat să pun un cuvânt bun pe lângă fratele tău, Morachio. O să fie mai îngăduitor cu tine. Mare nenorocire pe capul meu. Fără tată, fără mamă, la cheremul unui frate care e o fiară. Da, signore, o adevărată fiară, Morachio ăsta. Ascultă-mă. Da, poftim, vorbiți. O fi, frate, sunt zăpăcit, dar nici nu-i mai îmberează. Dar poți să-și cer un serviciu? Dar nu v-am spus odată că da? Nu v-am spus că vă stau la dispoziție? Aș lăsa-o în plata domnului, dar am nevoie de ea. E, vorbiți odată, sunt gata să vă ascult. Fi bună, Gianina. Nu știu să fi fost vreodată rea. Știi, signorina Candida și-a rupt evantaiul. Da, și? Am cumpărat un alt evantai de la prăvălie. Asta e bine. Dar n-aș vrea să știe signora Gertruda. Și asta e bine. Și aș vrea să-i dai tu pe furiș. Asta nu e bine. Nu pot să vă servesc. Ce răspuns? Dar de ce nu vrei să-mi faci serviciul ăsta? Pentru că n-am învățat încă meseria asta frumoasă. Prea iei lucrurile în tragic. Signorina Candida te iubește mult da, de tot. Da, da, așa e, dar în chestii de-astea. Dacă n-aveți altceva să-mi spuneți, mă apuc chiar de tors. Signorina Candida m-a rugat să mă interesez de tine, ca să capeți o zestre, să te poată lua de nevastă Crispino, tânărul cizmar. V-a rugat? Da, și eu i-am promis că se face. Unde e evantaiul? Aici în buzunar. Da, dați-l încoace, dați-l încoace, dar să nu ne vadă cineva. Iată-l, nu mai te rog, rămâne între noi. Lăsați pe mine, fiți fără grijă. Adio. Vă salut cu respect. Mă bizui pe tine. Și eu pe dumneata. Și signor Evaristo, fericit că a convins-o pe Gianina să-i facă acest prețios serviciu, o porni vesel. Nici nu bănuise că din balconul ei, signorina Candida urmărise atentă, dar discret, tot ce făcuse între timp. L-a văzut intrând în prăvălia Suzanii, apoi stând stăruitor de vorbă cu Gianina, dându-i chiar în taină un obiect pe care aceasta îl ascunse grăbită. În mintea ei, încolți bănuiala că Evaristo o înșeală, că toate încercările acestuia de a-i dovedi dragostea sunt niște minciuni. Iată de ce, văzându-l pe Evaristo apropiindu-se jos în stradă, se făcu că nici nu-l observă.
ce mult o să se bucure signorina Candida când va primi evantaiul. Ah, iată că a ieșit iar în balcon. Dacă aș putea să o previn, signorina Candida. Signorina Candida. Dar ce-o fi asta? De văzut sunt sigur că m-a văzut. Atunci de ce mi-a întors spatele? Ce-o mai fi și asta? Mă disprețuiește? Nu se poate. Știu că mă iubește și știe că o ador. Acum înțeleg. Trebuie să fi băgat de seamă ceva mătușii să și se ferește. Da, 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 asta e. Dar trebuie să termin odată cu povestea asta. Trebuie să vorbesc signorei Gertruda și să obțin de la ea cel mai prețios dar. Pe Candida. Convins că signora Candida a intrat în casă numai din cauza că nu l-a observat venind, Evaristo își văzu mulțumit de drum. Gianina continua să toarcă în același loc în care o lăsase Evaristo. Hangiul Coronato, care la rândul său era îndrăgostit de Gianina, văzându-o pe aceasta stând atâta de vorbă cu signor Evaristo, fu cuprins de gelozie. Curios să afle ce legătură este între Gianina și Evaristo, se apropie de dânsa. De ce vii așa tiptil ca o pisică, hangiule Coronato? Afaceri importante, secrete mari cu signor Evaristo, ce nu? Ce te amestești, dumneata? Ce te privește? Dacă nu m-ar privi, nu m-aș amesteca. Dumneata, nu ești nimic cu mine și n-ai niciun drept asupra mea. Dacă deocamdată nu-s nimic, o să fiu în curând. Zău, cine ți-a spus-o? Mi-a spus-o și mi-a făgăduit, ba mi-a dat și cuvântul, acela care poate să-și-l dea și care are drepturi asupra dumitale. Fratele meu te pomenește. Da, fratele dumitale. Și am să-i spun totul, secretele, socotelile, cadourile. Și sprăvește, Coronato. Uite că vine Cizmaru Crespino și o să ai de furcă cu el dacă nu-mi dai pace. Fratele tău morac, eu nu te-a făgăduit lui Crespino, ci mie. Nu mai spune. Spune mai bine ce s-a dat signor Evaristo. Primești darul de la el, ai? Ce legătură ai cu el? Hei, încetişor, amice. Ce ai dumneata cu fata asta? Nu o să-ți dau ție socoteală. Și dumneata, ce secret ai cu signor Evaristo? Ia mai lăsați-mă în pace amândoi și nu mai îmi bateți capul. Vreau să știu cu orice preț. Gianina, știi bine că te iubesc. Ce înseamnă acest vreau? Dă ordine acasă la tine. Gianina mi-a fost promisă mie de frate său. Mie mi-a dat cuvântul chiar ea și face mai mult un cuvânt de al ei decât 100 de fratele. Vine pe chestia asta, o să ai de furcă cu mine, cizmarule Crespino. Ce ți-a spus, signore Evaristo? Lasă-mă în pace. Să fii cumpărat un cadou? L-am văzut ieșind din prăvălie. S-o întrebe negustoreasă. Uite-o că vine. Signora Susana. Signora Susana. Mamă, eu nu spun nicio vorbă, numai Susana. Spune-mi, te rog, ce-a cumpărat de la dumneata, signore Evaristo? Un evantai. Dumneata, știi ce i-a dorit signor Evaristo Gianine? Asta e bună, evantaiul. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Să văd evantaiul Gianina. Dumneata, n-ai ce să te baci, angiule. Vreau să văd evantaiul Gianina. Asta e din cauza dumitale, negustorito. Din cauza mea. Ești o palavragioaică. Eu palavragioaică? Am luat din loc, jur că Dumnezeu, dacă nu pleci. Plec, nu face de mine. Nu face de ea. Ești o țărancă și te porți așa cum ești. Ce? Lasă-mă în pace, Crespino. Să văd evantaiul. N-am niciun evantai. Ce ți-a dat signor Evaristo? Ce-ți pasă, nerușină? Vreau să știu. Nu te băgați, am mai spus-o, hangiule. Nu așa trebuie să te porți cu fetele cinstite. Mie îmi spui, Gianina. Signor, nu. Eu am dreptul să știu. Ia-o din loc și dacă vă mai apropiați de mine, vă dau cu furca de dors în cap. Bravo! Bravo, Gianina! Să-mi facă mie una ca asta. Dumneata ești de vină, Crespino. Ești obraznic, angiule. Simt că mi se înfierbântă sânge. Nu mi-e teamă de dumneata. Gianina va fi a mea. Ba n-are să fie niciodată și dacă s-ar întâmpla, jur pe conștiința mea. Ce sunt amenințările astea? Cu cine crezi că ai de-a face? Eu sunt un om cum se cade și eu cinstit. Ce sunt? Habar nu am. Sunt hangiu cinstit, domnule. Cinstit? Cum te îndoiești? Eu nu. Dar cine? Tot satul ăsta. Amice, nu poate să fie vorba de mine. Eu nu vând talpă veche drept talpă nouă. Nici eu nu vând apă în loc de vin și nici oaie în loc de berbec. Și nici nu umplu nopțile să fur pisicile și să le vând drept miei sau iepuri. Pe... Ei, ce fac? La drac! N-am cuțitul la mine! Opriți-vă! Ordon! Conte de Rocamonte! Ei, opriți-vă! Vă poruncesc!
Conte, domnule Conte, ai noroc că port respect, domnule Conte. Da, da, mulțumesc, domnule Conte. Fie-ți fără mamoasele. Haide, haide, liniștiți-vă. Vreau să știu de ce vă certați. Să vă spun, signor Conte, nu mi-e rușine să spun față de toată lumea. O iubesc pe Gianina. Oh. Și Gianina trebuie să fie a mea. Am înțeles. Război amoros. Doi campioni ai Cupidon, doi bravi rivali, doi pretendenți la mâna frumoasei Venus, frumoasa zeiță din case nouă. Dacă vreți să vă pare ușor de mine, signor Conte. Nu, vină încoa. Prefer să vă drept papuci, signor Conte. Bine, bine, du-te și vezi să fie gata până mâine dimineață. Da, și mai ales vezi să nu-i dregi cu talpă veche. O să vin la dumneata să-mi dai talpă nouă. Eu nu sunt căpaci. N-are face, o să-mi dai piele de cal, piele de pisică. Ăsta moare de mâna mea. Bine că a plecat. Hei, da, asta-i pasiunea și rivalitatea. Așadar, o iubești pe Gianina? Da, signore. Și tocmai voiam să vă rog să-mi acordați protecția dumneavoastră. Protecția mea? Da, signore. Bine, bine, vom vedea. Dar ești sigur că și fata răspunde dragostei dumitale? Signore, să vă spun drept, aș crede că ține mai mult la alt decât la mine. Rău. Dar eu am cuvântul lui frate. Da, nu trebuie să te bizui prea mult pe el. Morachio mi-a spus că pot să fiu sigur. Asta e bună, dar nu poți să silești fata. Frate-su are drepturi asupra ei, signore. Nu e adevărat, fratele nu poate avea niciun drept asupra ei. Da, protecția dumneavoastră. Protecția mea e sigură. Protecția mea e prețioasă. Protecția mea e puternică. Sigur, sigur. Dar un cavaler ca mine nu poate dispune de inima unei femei. De la urmă urmi nu e decât o țărancă, signore. Ce importanță are asta? Femeia-i femeie. Eu fac distinție de grade, deosebesc rangul, condițiile, dar respect cu strictețe sexul. Am înțeles, protecția lui nu face doi bani. Cum stai cu vinul? Ți-ai procurat din albun? Am un vin perfect, excelent, delicios. Aș vrea să-l gust și eu. Anul ăsta al meu mi-a ieșit prost. L-a vândut acu' 2 ani. Dacă e bun, cumpăr de la dumneata. Hai, m-am ars. Îmi ia vinul și nu vă niciun ban. Ai înțeles? Da, am înțeles, signore. Mi-a venit o idee grozavă. Ia ascultă. Ascult, signore. Ce-ar fi dacă aș vorbi eu cu fata? Și cu binișorul aș face-o să fie mai binevoitoare față de dumneata. Da, da, s-ar putea ca vorbele dumneavoastră să schimbe în favoarea mea. În sfârșit, dumneata merit să fii preferat. Cred și eu, signore, între mine și Cărpaciu. Dar nici nu se poate face vreo comparație. Un om ca dumneata, curat, bine crescut, onorabil, ești în stare să întreții cu cinste o nevastă. Ai încredere în mine, am să mă ocup de dumneata. Mă las în seama protecției dumneavoastră, signore. Ți-o promit, ți-o acord. Așa, signore, dacă ați binevoit să vă deranjați pentru a gusta din vin. Nu văd niciun inconvenient să intru în casa dumitare. Poftiți, poftiți, vă rog, pe aici. Bine, poftiți. Bine, hangiule, să mergem. Două, trei butoiașe de vin, oțeții, dar face. Da, pe aici, signore, vă rog, mulțumiți că au încheiat târgul, contele să-l ajute pe Hangiu să se însoare cu Gianina, iar Coronato să dăruiască în schimb 2 butoiașe cu vin, cam oțățit ce-i drept, știa Hangiul că în buzunarele contelui fluieră vântul, au pornit-o vesel amândoi spre locanta lui Coronato. În același timp, singură, Candida nu-și găsea stâmpăr. Vroia cu orice preț să afle adevărul despre signor Evaristo. Se îmbrăcă și o porni spre prăvălia Suzanei. Nu mă liniștesc până nu limpezesc lucrurile. L-am văzut pe Evaristo ieșind din prăvălie
și apoi ducându-se la Gianina. Nu mai încape nicio îndoială. I-a dat ceva. Să vedem ce spune Suzana. Oh, are dreptate, mătușa mea. Să nu te încrezi în bărbați până nu-i cunoști bine. Vai de mine, dacă cumva mă înșală. E prima mea dragoste. N-am iubit pe nimeni până la el. Signora Suzana! Oh, signorina Candida, prea umila dumneavoastră servitoare. Bună ziua, signora Suzana. Bună la zi. Ce lucrezi? Ah, uite așa ca să-mi treacă timpul, îmi fac o bonetă. E de vânzare? Da, de vânzare. Se si? Poate să am și eu nevoie de o bonetă de noapte. Am câteva, gata, nu vreți să cumpărați? Nu, nu, să nu ne grăbim, altă dată. Nu vreți să luați loc? Da, mulțumesc. Faceți mare, mare cinste să stați la taifas cu mine. Se vede că sunteți de familie bună. Bădăranii ăștia de aici sunt niște fuduli, sunt ca niște păuni. Cât despre Gianina aia... A, apropo de Gianina, da. Ai văzut când vorbea cu signor Evaristo? Dacă am văzut-o, și încă cum? Au stat mult de vorbă. Da, dar știți ce s-a întâmplat pe urmă? Ați auzit de încăierare? Ah, parcă am auzit eu ceva, gălăgie, ceartă. Da. Mi s-a spus de Crispino și Coronato că erau cât pe acestea să se ia la bătaie. Exact, și numai din cauza poamei ălea. Dar de ce? Din gelozie între ei. Și amândoi din gelozie pentru signor Evaristo. Cum? Dumneata crezi că signor Evaristo are vreo legătură cu Gianina? Nu, eu nu știu nimic. Eu nu mă amestec în treburile altora și nici nu bănuiesc pe nimeni. Da, dacă Cizbarul și Hangiul sunt geloși pe el, or fi știind ei de ce. Vai de mine, nu mai încape nicio îndoială, totul e limpede. Cât suntem de norocit. N-aș vrea ca dumneavoastră să aveți vreo afecțiune pentru signor Evaristo. Oh, cine eu? Ah, fi liniștită. Nici prin gând nu-mi trece. Îl cunosc pentru că vine câteodată pe la noi. E prieten cu mătușa mea. Da. Să vă spun drept, n-aș vrea să vă supăr. Credeam că între dumneavoastră și signor Evaristo ar fi o legătură permisă și cinstită. Dar după ce a fost azi dimineață pe la mine, îmi dau seama că m-am înșelat. Cum? A fost pe la dumneata azi dimineață? Da, signora. Să vă spun, a venit să cumpere un evantai. A cumpărat un evantai? Da, desigur. M-am gândit eu, l-o fi cumpărat pentru signorina Candida. Atunci l-a luat pentru mine? Nu, signora, dimpotrivă. Trebuie să vă spun că eu am avut îndrăzneala să-l întreb dacă l-a cumpărat pentru dumneavoastră. Da, Ada mi-a răspuns pe un ton de parcă l-aș fi jignit cu ceva. Asta nu te privește. Ce am eu cu signorina Candida? E pentru altcineva. Și ce a făcut cu evantaiul acela? Ce a făcut? L-a făcut cadou Gianinei. Oh, sunt pierdută, sunt disperată. Vai, signorina Candida. Gratul, negredinciosul. Și pentru cine? Pentru signorina Candida, vă rog. Jignirea e insuportabilă. Vai de mine, am făcut o ispravă. Signorina, liniștiți-vă, poate că lucrurile nu stau chiar așa. Și sigură că i-a dat Gianina evantaiul? Ah, privința asta l-am văzut cu ochii mei. Atunci pentru ce îmi spui că n-o fi așa? Știu eu, n-aș vrea ca din cauza mea să... Uite pe signora mătușa dumneavoastră. Pentru Dumnezeu, nu-i spune nimic. Nu, fiți fără nicio grijă. Și nu vroia să recunoască. Ei, dar ce faci aici, scumpă nepoată? Am venit să văd dacă are o bonetă de noapte. Da, chiar așa e. Mi-a cerut și mie una. De ce nu mi-ai spus mie că ai nevoie de o bonetă? Dumneata scriai în camera dumitale și n-am vrut să te deranjez. Vreți să o vedeți? Mă duc repede. Da, te rog. Spune-mi, nu știi ce a fost cu cearta aceea dintre Hangiu și Cismar? Se spune că ar fi din dragoste, din gelozie. Se mai spune că de vină ar fi Gianina. Îmi pare rău. E doar o fată bună. O, mătușă scumpă, iartă-mă. Am auzit vorbindu-se niște lucruri despre ea. Că ar fi mai bine să nu o mai primim în casă. Dar de ce? Am să-ți spun mai pe urmă. Crede-mă pe mine și nu o mai primi. Nu o să greșești. Cum venea mai mult la tine decât la mine? Îți dau voie să faci cum vrei. Ticăloasă. Cred că nu o să mai aibă curajul să apară în fața mea. Iată bonetele, signorina. Poftiți, priviți-le. Alegeți după plac. Poftiți. În același timp, contele ieșind din hanul lui Coronato se întâlni cu baronul del Cedro. Oh,
Oh, ce bine îmi pare că te întâlnesc, iubite conte. Oh. Cred că dumneata o să mă poți ajuta într-o chestiune. E cam delicată, ce-i drept. Da, despre ce e vorba, scumpe baroane del Cedro? Iubite conte, o iubesc pe signorina Candida și ți-aș cere sprijinul. Știu că sunteți prieteni cu signora Gertruda. Amice, stați să vă spun cum stau lucrurile. E o femeie cu oarecare calități. Da. Bărbatul i-a lăsat căsuța asta cu o moșioară. Și pentru ca să fie respectată aici în sat, are neapărat nevoie de protecția mea. Atunci faceți-mi plăcerea să... Fiți fără grijă, vorbesc eu cu ea. Îi cer nepoata pentru un cavaler, da, amic de-al meu. Da, da, da. Și dacă o cer eu, sunt sigur că n-o să aibă îndrăzneala, n-o să aibă curajul să spuie nu. Oh, spuneți cine sunt. Deci, la ce bun, odată ce o cer eu... Dar o cereți pentru mine. Dar pentru dumneavoastră, sigur, pentru dumneavoastră. Dumneavoastră știți bine cine sunt. Dar cum eu? Eu să nu vă cunosc? Titlurile, calitățile, funcțiunile. Dacă între noi, nobilii, n-o să ne cunoaștem... Ah, ce mi-aș bate joc de ăsta, dar am nevoie de el. O prea iubite coleg. Oh, prea scumpe coleg. Ce s-a întâmplat? Signora Gertruda cu nepoata. Iată-le, vin amândouă. Oh, sunt preocupate, sper să nu ne fi văzut. Sigur, dacă mă vedea Gertruda, lasă totul și mă salută. Când vorbiți cu ea? Dar imediat, dacă vreți dumneavoastră. Nu, nu-i bine să fiu și eu de față. Nu? Vorbiți, eu mă duc. Vă mai rog încă o dată, mă bizui pe dumneavoastră. Oh, prea iubite colegi. Adio, prea scumpe colega. Scrântit e, domnule, scrântit rău. Signora Gertruda! Oh, signor Conte, iertați-mă, nu v-am văzut. Numai un cuvințel. Dar desigur, la dispoziția dumneavoastră. Trebuie să vă spun ceva în secret. Iertați-mi deranjul, dar vă rog să veniți până aici. Da? Vreau să vorbesc numai cu dumneavoastră. Candida, scumpa mea. Doamna Tușică, du-te tu către casă, te ajung din urmă. Bine. Iată-mă la dispoziția dumneavoastră, signor Conte. Ce doriți? În două cuvinte. Da? Mi-o dați pe nepoata dumneavoastră? S-o dau? Cum s-o dau? Ei, drăcia dracului, nu înțelegeți? În căsătorie. Signoriei voastre? Nu! Nu mie, unei persoane pe care o cunosc și pe care vi-o propun eu. Să vă spun, signor Conte, dumneavoastră știți că nepoata mea și-a pierdut părinții, nu? E fiica singurului meu frate și mi-am luat obligația să-i țin loc de mamă. Toate astea, scuzați-mă, sunt vorbe de prisos. Iertați-mă, dați-mi voie și ajung la propunerea dumneavoastră. Mă rog. Candida n-a moștenit de la tatăl ei atât cât să-i permită o căsătorie după rangul ei. Și dumneavoastră o să-i dați dotă. Da, sigur, signore, dacă îmi convine partida. O vă propun eu și când o propun eu, o să vă convină. Da, să vă spun gândul meu în câteva cuvinte. Un titlu de nobleță face cinste unei case, nu însă întotdeauna și unei persoane. Nu cred ca nepoata mea să fie ambițioasă. Și nici în ceea ce mă privește pe mine, nu sunt împotrivă dacă... Acela pe care vi-l propun e baronul del Cedro. Cum? Signor baron e îndrăgostit de nepoata mea? Ui, madame. Îl cunosc și am toată stima pentru el. Vedeți pe cine vă propun. E un cavaler bine situat. Ca și mine. E puțin cam vorbăreț, dar însă nu e rău. Atunci curaj! Ce răspuns îmi dați? Încetişor, încetişor, signor Conte. În chestiunile astea nu se iau hotărâri așa, pe moment, nu? Signor baron, să aibă bunătatea să stea de vorbă cu mine. Iertați-mă, dacă vorbesc eu, e suficient. Vă cer eu din partea lui și m-a rugat, m-a implorat. Și eu vă spun, vă implor, nu vă implor, vă pretind. Da, să presupunem că, signor baron, vorbește serios. Hei, drăcirea, ce înseamnă ce să presupunem? Lucrurile stau așa cum vă spun eu. Și când o spun bine, eu... Bine, așa e. Signor baron, o dorește. Signoria voastră o cere.
Trebuie totuși să știu dacă și Candida consimte, nu? De unde să știe dacă nu i-o spuneți? Vă rog să aveți bunătatea să credeți că am să-i spun. Pe atunci vorbiți. Da, să-i vorbesc. Dar duceți-vă, vorbiți. Eu vă aștept aici. Îmi permiteți? Mă întorc îndată. Dacă baronul ar lua-o în serios, ar fi un adevărat noroc pentru nepoata mea. Da, mă cam îndoiesc să vrea și ea. A plecat grăbită spre casă, signora Gertruda. Cred că i-a surâs propunerea mea. Baronul va fi încântat de reușita mea. Da, cine-o fi aceea care se agită sub balconul casei signorii Gertruda? A, Gianina. Mai am de rezolvat și cu ea o chestiune. I-am făgăduit doar hanciului Coronato că o voi convinge să le de bărbat. Acum ar fi momentul. Așa, nu mă vede nimeni. Cred că e bine să duc evantaiul signorinei Candida. Dacă aș putea să îl dau fără să observe mătușa sa, dacă nu, aștept o altă ocazie. Dar ce-o fi bolborosind acolo? Hei, fetițo! Hai-ți, contele, mai dă evantaiul signorinei Candida dacă poți. Aici sunt, ce doriți? Încotro te duceai? Ia așa, la treburile mele, signore. Cum îndrăsești să-mi răspunzi așa? Ce înseamnă obrăzicia asta? Cum vreți să vă vorbesc? Vorbesc așa cum știu. Așa cum am învățat să vorbesc. Așa vorbesc cu toată lumea. Și nimeni până acum nu mi-a spus că sunt obrăznică. Trebuie să-ți dai seama cu cine vorbești. Oh, eu nu știu să fac deosebiri. Dacă doriți să-mi spuneți ceva, spuneți-mi. Dacă vă arde de glumă, n-am timp de vorbit cu signoria voastră. Ilustrisimă. Și excelentisimă, dacă doriți. Vino aici. Păi aici sunt. Vrei să te măriți? Da. Bravo, așa-mi place. Apoi la mine ce e, în gușă și în căpușă? Vrei să te măriți eu? Nu. Cum nu? Pentru că nu. Ca să mă mărit, n-am nevoie de dumneavoastră. N-ai nevoie de protecția mea? Nu, nici un pic. Tu știi ce pot face eu în satul ăsta? Îți fi putând orice în satul ăsta, însă nu cu măritișul meu. Cum? Nu pot nimic? Chiar nimic, nimicuț. Ești îndrăgostită de Crespino Cizmar. Ei, și ce? Mie îmi place așa cum e și gata. Și-l preferi acel om subțire, acel om bogat, acel om așezat care este coronat cu hanjiu. L-aș prefera chiar și altora, nu numai lui Coronato. L-ai prefera și altora? Da, știi cui l-aș prefera? Cui? Spune cui? Nu mă faceți să vorbesc. Mai bine, ai fi în stare să spui cine știe ce obrăznicie. Mai aveți ceva să-mi spuneți? Ascultă, eu îl protejez pe fratele tău. Da. Fratele tău te-a promis lui Coronato. Da. Prin urmare, tu trebuie să te măriți cu Coronato. Signoria voastră... Ilustrisimă. Signoria voastră ilustrisimă îl protejează pe fratele meu. Exact, i-am promis. Și fratele meu m-a promis lui Coronato. Precis. Dacă e așa... E bine? Să se însoare fratele meu cu Coronato. Oh, pe Dumnezeul meu că n-ai să te măriți cu Crespino. Nu, de ce? O să-l alung din sat. Și eu mă duc după el. O să pun să-l biciuiască. Nu-i nimic. O să pun să-l omoare. Hai, asta nu mi-ar place deloc. Ce-ai face dacă ar muri? Habar n-am. Ai luat pe altul? Poate că da. Închipuiește-ți că a murit. Socotește-l mort. Signore, nu știu să socotesc, nici să scriu, nici să citesc. Obraznico. Mai doriți ceva? Du-te, dracului. Arătați-mi drumul. Jur pe Dumnezeul meu că dacă n-ai fi femeie... Ce mi-ați face? Pleacă de aici. Ia că plec. Și să mai spuneți că nu știu să mă port. Știe să se poarte. Pleacă fără să mă salute. Oh, iertare, sluga signoriei voastre. Ilustrisime. Ilustrisime. Dacă nu-l vrea pe Coronato, nu pot sili. Din partea mea, am făcut tot ce am putut. Dar de ce dracu și-o fi băgat și Coronato în cap o femeie care nici nu vrea să știe de el? Nu mai sunt femei pe lume? Îi găsesc eu una și mai bună ca asta. Are să vadă el ce înseamnă protecția mea. Dar iată că se apropie signora Gertruda împreună cu nepoțica ei Candida. Ce-or fi hotărâtoare. Ei bine, signora Gertruda. Signore, nepoata mea e o fetiță înțeleaptă și prudentă. Da? Și ce-a hotărât? Dată fiind situația și condițiile, nepoata mea e mulțumită să se mărite cu signor baron. Bravo, bravissimo. Slavă Domnului că cel puțin de data asta mi-a mers. Da, o fac ca să mă răzbun pe prefăcutul de Evaristo. Nu mă așteptam să primească. Mi se părea prinsă într-o altă dragoste.
se vede că m-am înșelat. Așadar, signorina Candida se mărită cu domnul baron del Cedro. Da, se va mărita atunci când condițiile... Dar ce condiții aveți de pus? Niciuna, signore. Îl iau de bărbat oricum ar fi. Trăiască signorina Candida! Așa-mi place. Când mă bag eu într-o chestie, totul merge de minune. Se vede că m-am înșelat. Îl iubea pe baron în timp ce eu o credeam îndrăgostită de signor Evaristo. Dacă îmi permiteți, plec să duc vestea cea bună baronului, bunului meu prieten, scumpului meu coleg. Am o idee. Dumneavoastră duceți-vă acasă, da? Și eu vi-l aduc imediat. Ce spui, scumpă nepoată? Bine, va sta de vorbă cu dumneata, mătușică. Și cu dumneata, signorina Candida. Eu mă las în grija mătușei mele. Cum va hotărâ dânsa, va fi bine hotărât. Iată, am plecat. Așteptați-ne. Venim imediat la dumneavoastră acasă. A? Cum e cam târziu, n-ar fi rău să-l opriți la masă, signora Gertruda. Cum așa? Chiar din prima oară? Ei, astea sunt prejudecăți. Are să primească cu plăcere. A? Am eu grijă de asta. Și ca să-l oblig, rămân și eu. Să mergem, mătușica. De ce ai? Spune-mi, faci pasul ăsta așa din toată inima? Da, din toată inima. Mi-am dat cuvântul, nu mai e nimic de făcut. Piata fată, mi-e milă de ea. Întotdeauna în cazurile astea cu toată dragostea. Nu prea știu nici ele ce vor. Signorina Candida! Gianina? Te strigă Gianina, vezi ce vrea. Signorina Candida, ce cauți aici? Pe dumneavoastră. Pleacă, pleacă de aici și să nu mai îndrăznești să pui piciorul în casa noastră. Cum? Mie îmi spuneți una ca asta? Te mai faci că nu știi? Ești o nerușinată și nu mai poți să te ducă. E cam prea mult. Signora Gertruda. Mi-am pare rău de ce ți s-a întâmplat, dar nepoata mea e o fată deșteaptă. Și dacă s-a purtat rău cu dumneata, o fi avut motivele ei. Dar ce motive poate să aibă? Mă mir din partea ei. Ia seama cum vorbești, nu ridica tonul. Vreau să mă lămuresc. Mă duc la ea sus în... Nu, stai pe loc. Acum nu e momentul potrivit. Te duci mai târziu. Și eu vă spun că acum vreau să intru. N-ai să îndrăznești să treci pragul ăsta. Și contele ăsta tocmai acum și-a găsit să vină. Și încă împreună cu baronul. Poftiți, poftiți, signora Gertruda, vă așteaptă. Tonino! Tu n-ai ce căuta aici. Ba nu, domnule, am ce căuta. Am ordin să nu te lasă intre. Ce? Mor de necaz, simt că mă sufoc. Să-mi facă mie una ca asta, unei fete ca mine. Hei, poftim. Tocmai acum se întoarce și signora Evaristo cu Morachio de la vânătoare. Ce am să-i spun? Morachio, du-mi pușca la tine. Păstrează prepelițele până ți le cer. Ai grijă de câine. Fiți fără grijă, signor. Lăsați pe mine. Gianina, gata masa. Gata. Ei, dar ce dracu ai? Ești mereu îmbufnată cu toată lumea și apoi tot de mine te vai. Așa sunt eu azi. Haide, gata. Să mergem la masă, e timpul. Bine, du-te tu înainte. Vin și eu. Vreau să vorbesc cu signor Evaristo. Dacă vii, bine, dacă nu, atâta pagubă. Mănânc singur. Simt că dacă aș mânca acum, aș înghiți venin. Nu e nimeni pe terasă. O fi la masă. Ce vrei să mă duc la han? Mă așteaptă baronul. Ei, Gianina! Da. Gianina, nicio veste, n-ai nimic să-mi spui? Ba da, signore, am să vă spun ceva. Ai dat evantaiul? Poftim! Țineți-vă furisitul ăsta de evantai! Ce înseamnă asta? N-ai putut să-i dai? Am înghițit insulte cu nemiluita, obrăznicii cu sacul și m-au dat și afară din casă ca pe o treapă. Dar de ce? Nu cumva o fi băgat de seamă signora Gertruda? N-a fost numai signora Gertruda. Cele mai grozave ocări mi le-a spus signorina Candida. Dar de ce? Pentru numele lui Dumnezeu, ce le-ai făcut? Nimic, dar nimic, signore. I-ai spus că trebuie să-i predai un evantai? Cum să-i spun că nu m-a lăsat nici să deschid gura? M-a zvârlit afară din casă ca pe o hoază de rând. Dar ceva trebuie să fie la mijloc. Din partea mea știu că nu le-am făcut nimic. Toate astea au căzut pe capul meu numai din cauza dumitale. Din cauza mea? Signorina Candida, care mă iubește atât? Da.
Vă iubește atât de mult, signorina Candida? Da, de asta nicio îndoială, sunt prea sigur. Da, și eu vă asigur că vă iubește. Și încă cum? Dar ce vrei să spui, mă ții pe frigare? Poftim, duceți-vă la frumoasa dumneavoastră, la iubita inimii dumneavoastră. Și de ce nu m-aș duce? Pentru că locul s-a ocupat. De cine? De domnul baron del Cedro. Baronul e înăuntru în casă? Ei, și ce mare lucru e să fii în casă când ești logotnicul signorinei Candida? Gianina, ție nu ți-e bine, visez, delirez, spui numai prostii. Nu mă credeți? N-aveți decât să vă duceți să vedeți. În casa signorii Gertruda? Și a signorinei Candida. E baronul del Cedro? Logotnicul signorinei Candida? L-am văzut cu ochii mei și am auzit totul cu urechile mele. Nu, nu e posibil, spui prostii. Mă rog, duceți-vă și o să vedeți singur dacă spun prostii. Da, imediat, nu mai aștept nicio secundă. Da. Sărman netor. Danilo! Îndată, signore. Du-te și spune signorinei Candida dacă vreau să o văd. Ei? Nu pot să dau drumul nimănui. Ai spus că sunt eu? Da, am spus. Signorinei Candida? Signorinei Candida. Și signora Gertruda nu dorește să intru? Ba nu, din potrivă. Signora Gertruda spunea să vă dau drumul. Signorina Candida s-a opus. A, nu, orice s-ar întâmpla. Ba nu, spus signor că nu puteți intra. Ei, ce v-am spus eu? Păi simt că mi-e din fire. Nu mai știu pe ce lumea sunt. Să-mi închidă poarta în nas. Oh, dar nu vă mai mirați atâta. Mi-a făcut și mie figura asta. Cum să fie cu putință ca signorina Candida să mă înșel? Asta e și nu mai e nimic de făcut. Nu-mi vine a crede, nu pot să o cred, n-o să o cred niciodată. Cum? Nu credeți? Nu, trebuie să fie ceva la mijloc, ceva de neînchipuit. O cunosc bine pe Candida, bine. Nu e în stare. Bine, dacă asta vă poate liniști, sperați, încântați-vă, mângâiați-vă. Trebuie să-i vorbesc neapărat, Candida. Păi nici n-a vrut să vă primească. Nu, n-are face. Trebuie să aibă vreun motiv. Mi-e destul să o ved. Sau numai un cuvânt de-al ei. Mi-ajunge numai un semn care să hotărască de viața sau de moartea mea. Poftim, luați-l, signor Evaristo. Ce vrei să-mi dai? Evantai. Păstrează-l, tu nu mai mă chinui. Mi-l dăruiți mie? Da, păstrează-l, ține-l, ți-l dăruiesc. Dacă e așa, vă mulțumesc. Să nu se arate Candida la nicio fereastră. Să nu vrea să o văd. Sau să vrea să mă asculte. Sau să stea de vorbă cu mine. Mă simt înnecat ca într-o mare de frământări. Nu mai pricep nimic. Scumpe, signor Evaristo, mi-e milă de dumneavoastră și vă plâng din toată inima. Da, draga mea, Gianina, sunt de plâns. Da, dumneavoastră, atât de cum se cade, atât de bun, atât de drăguț. Tu știi ce e în inima mea. Ești martora dragostei mele. Așa e. Dacă aș ști cum să vă mângâi. Da, Gianina, vreau să-mi încerc norocul cu orice preț. Nu vreau să-mi reproșez vreodată că n-am făcut totul pentru ca să mă conving. Sir. Mă duc la cafenea la Limoncino. Gianina, da. Mă duc tremurând de teamă. O să-i scriu câteva rânduri. Pe de o parte mă face să râd, pe de alta mi-e milă de el. Ah, iată-l și pe Crespino. Bine ai venit, dar unde ai fost până acum? Nu vezi? Să cumpăr talpă și să strâng pantofi de reparat. Dar tu nu faci altceva decât să cârpești pantofi vechi? N-aș vrea să se spună, știi tu, gurile rele... Ei, gurile rele ar avea multe de spus de tine, nu de mine. De mine? Ce o să spună de mine? De ce de mine? De mine o să spună mai degrabă că sunt cârpaci decât pantofar. Ei, și mă mulțumesc să fiu un om cum se cade și să-mi câștig pâinea cinstit. Da, dar eu n-aș vrea să mi se spună signora cârpaci. Când asta? Cum când? Când o să fiu nevasta ta. E? E? Ce înseamnă e ăsta? Vrea să însemne că signorina Gianina nu va fi niciodată nici cârpăcioaică și nici pantofăreasă. Ce? Că ei are planuri mari, grandioase. Ești nebun sau ai băut de dimineață? Nu sunt nici nebun și nici n-am băut. Dar nu sunt nici orb și nici surd. Dar ce dracu vrei să spui? Vorbește limpede dacă vrei să te înțeleg. Să vorbesc limpede? E ia ca vorbesc limpede. E? Crezi că n-am auzit frumoasa convorbire cu signor Evaristo? Cu signor Evaristo? Da, draga mea, Gianina, tu știi ce e inima mea. Ești martora dragostei mele. Nebunule. Tu știi cum să vă consolez? Nebunule și iar nebunule. Eu nebun? Da, tu nebun rău. Nebun de legat. Ei, drăcia, dracu, dar ce n-am văzut eu? N-am auzit eu cu urechile mele frumoasa convorbire cu signor Evaristo. Nebunule. Gianina, termini odată să-mi tot spui nebunule, că pe urmă fac serios pe nebunul. Oh, ce te-a apucat.
Nu cumva ți închipui că signor Evaristo se gândește la mine? Nu știu nimic. Și că eu sunt atât de ticăloasă să mă gândesc la el? Nu știu nimic. Vino încoace și ascultă. Ei, spune. Signor Evaristo iubește pe signorina Candida. Signorina Candida și-a bătut joc de el. Vrea să se mărite cu baronul. Signor Evaristo e disperat și a venit să mi se spovedească. Eu mă faceam că mi-e milă de el, așa, ca să petrec pe socotela lui. Și el se mângâia cu asta. Ai înțeles? Nimic. Mă mai crezi acum vinovată? Nu prea, da. Așa? Atunci du-te dracului. Coronat-o umblă după mine. Coronat-o mă cere. Fratele meu i-a dat cuvântul. Signor Conte mă îndeamnă să-l iau. Mă roagă, am să mă mărit cu Coronat-o. Legea mea vreau și stare. Încetişor, ia-o încetişor, da. Nu te mai supăra așa de repede. Gianina, poți să-mi dovedești că nu mă minți? Că n-ai nimic cu signor Evaristo? Oh, și mai vrei să nu spun nebun, scumpul meu Crespino. Eu care te iubesc atât, tu care ești inimioara mea, sufletelul meu, logodnicul meu drag. Și ce ți-a dat signor Evaristo? Nimic. Nimic? Ești sigură, nimic? Păi da, odată ce spun nimic, e nimic. Nu vreau să afle ceva despre Evanta, iar intra imediat la bănuială. Să te cred? E, haide, nu m-am mai chinuit. Gianina, mă iubești? Te iubesc. E, hai, hai să facem pace. Să ne împăcăm, Gianina. Nebunule. Dar de ce nebun? Pentru că ești nebun. Gianina, Gianina. Și Coronat-o ăsta ce-o mai fi brând de vine așa spre noi? Ce vrei? În sfârșit am aflat ce cadou a căpătat signorina Gianina. De la cine a primit cadoul? De la signor Evaristo. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat? Ba da, ba da, și știu și de ce. Să fie ce-o fi, pe dumneata nu te interesează. Domnul. Eu iubesc pe Crespino și am să fiu nevasta lui, a lui Crespino al meu. Ce cadou ziceai? Un evantai. Fără să vreau, te-am văzut când vorbeai cu singur Evaristo și că ți-a dat evantaiul. Evantai? Blestematule! Ai primit un evantai? Nu, nu-i adevărat! E atât de adevărat că-l mai ia intră în buzunar. Să văd evantaiul, Gianina! Senior, nu! Nici nu mă gândesc! Lasă-te, fac eu să-l arăt! Ești un netremnic, Coronat-o! Moratio! Moratio, vino să scapă, mă de aștia! Ei, dar ce-i călăzia asta? Sora ta a primit cadou un evantai. E în buzunarul ei și spune că nu-l are. Dă-mi evantaiul. Lasă-mă-n pace, Morachio. Evantaiul cât de nu. Oh, blestemaților, na, iată-l. Mie, dă-mi mie, a mie. Lăsați-mă-n pace, păcătoși. Hai, te repede, te lăsați. Mai bine, domnule Crespino. Iar Crespino, i-au fugit. Hărba, hărba. Ei, n-o să puneți voi mâna pe el. Ia, ia, ia. Uite-l, uite-l, Moratio, uite-l, l-am luat eu. Îmi pare bine, ține-l dumneata, da. Gianina o să-mi dea socoteală de la cine l-are, da. Până una alta i-am arătat eu ei. Tot eu l-am luat, tot eu l-am luat. Ticăloșii m-au strălcit, dar lasă, lasă că le arăt eu lor. Îmi pare rău că a luat Coronat-o evantaiul. Aș da 6 perechi de pantofi să pot să pun din nou mâna pe el. Să-l rup în bucățele. Să-l rup în bucățele. Dar pentru ce? Pentru că e un cadou făcut iubitei mele? E, pe dracu. Gianina e o fată bună. O iubesc și nu trebuie să mă supăr din pricina unor fleacuri. Hei, Tonino, ce-ai nebunit? Erai să mă dărâm. Unde alergi în halul ăsta? La o parte, signora Gertruda m-a trimis după sfițier. I s-a făcut rău signorinei Candida. Au trecut câteva ore. E după amiază. Crespino, cu o ulcigă goală, intră pe ușa hanului. Se vede că vrea să-și stingă necazul pierderii evantaiului cu o gură de vin. Ei, frumoasă! Umplem și mie ulcica asta. Ei, dar ce-i acolo pe butoi? Evantaiul! Evantaiul pe care mi l-a smuls nemernicul de Coronat-o. Ia să-l iau frumos. Dar ăștia cine-s? Contele și baronul. Ia să mă feresc mai bine din calea lor. Nu,
Nu, nu, scumpe baroane, nu vă puteți plânge de nimic. Vă asigur că nici motiv de bucurie nu am. Când a venit rău signorinii Candida, e o simplă întâmplare. Trebuie să aveți răbdare. Știți cum sunt femeile. Când se face rău așa, din senin. Din senin. În sfârșit, cum doriți. Dacă nu v-a făcut primirea cuvenită, nu e din vina ei. E din cauza boalei. Dar când am intrat, nu era bolnavă. Abia m-a văzut și s-a retras în camera ei. Pentru că începuse să se simtă rău. Ați băgat de seamă când signora Gertruda a ieșit din camera nepoatei sale cu câtă atenție și cu ce pasiune citea niște hârtii care păreau a fi scrisori de dragoste? Ce să-i faci, o femeie activă, o mulțime de afaceri? Scrisorile trebuie să-i fi sosit tocmai atunci. Nu, 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 nu. Pun rămășac că le-a găsit pe măsuța signorinii Candida. S-au ascunse undeva pe acolo. O, dar sunteți prea, prea curios, colega. Aveți o închipuire. Dar ce vă mai trece oare prin cap? De, îmi închipui cam ce poate fi. Bănuiesc că între signorina Candida și Evaristo e ceva. O, nici gând. Și apoi, de-ar fi așa cum spuneți dumneavoastră, credeți că v-ar fi acceptat propunerea? Credeți că ar fi avut îndrăsneala să compromită mediațiunea unui nobil ca mine? Ceea ce mă face să cred e că a primit fără să se lase mult rugată. Dar vezi, după ce signora Gertruda a citit scrisorile, nu s-a mai purtat atât de amabil cu mine. Mai mult, într-un fel oarecare, a dat a înțelege că i-ar face mare plăcere să plecăm. Să vă spun drept, singurul lucru de care am putea să ne plângem e că signora Gertruda nu ne-a invitat la masă. Nu, asta nu mă supără. Am încercat eu un apropo, dar s-a făcut că nu înțelege. Dar vă asigur că abia aștepta să o lăsăm în pace. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Unde luați asprânzul? Am comandat hangeului o masă pentru două persoane. Pentru două? Da, îl aștept pe Evaristo, care s-a dus la vânătoare. Evaristo e în stare să se ia cu vânătoarea până diseară și să vă facă să rămâneți nemâncați. Ei, ce să fac? I-am promis că l-aștept. Să-l așteptați. Înțeleg, până la un moment dat. Dar, scumpe amice, nu face de dumneavoastră să stați și să așteptați un prieten de rang inferior. Nu știu însă dacă pot îndrăzni să vă rog să luați locul lui signor Evaristo. Dacă nu vreți să mai așteptați și nu vă simțiți bine să mâncați de unul singur, veniți la mine. O să mâncăm și noi ce-om găsi. Nu, 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 scumpe conte. Faceți-mi plăcerea să veniți cu mine. Să ne așezăm la masă și dacă Evaristo e lipsit de atâta delicatețe, cu atât mai rău pentru el. Să învețe cum să se poarte. Haide, în conte să intrăm în han. Masa cred că ne așteaptă. I-am dus contelui și al doilea butoiaș. Nu o să văd niciun ban de la el, îl știu eu cât e de calic. Dar e om de onoare, m-a luat în protecția lui. Gianina e ca așa mea. Dar pe cine văd? Ea e, Gianina. Gianina! Nu se uită la mine. Gianina! Ce vrei? Ai face mai bine să-mi dai înapoi evantaiul. Așa e. Am uitat evantaiul în han pe butoi. Da, da, vorbim mai pe urmă de evantai. Du-te, du-te și adu-mi-l. Da, mă duc, mă duc. Și tu de ce-i fi râzând așa ca prostoc? Râd pentru că evantaiul e în mâine lui Coronato. Unde e evantaiul? Nu-l mai găsesc. L-am lăsat în han pe un butoi la loc ascuns și acum nu-l mai găsesc. Nepriceputule! Trebuie să plec, să-i servesc pe conte și baron. Pleacă de aici, Crespino, altfel... Bine, 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 am plecat, am plecat. Prost mai trebuie să fie și hangiul ăsta. Auzi, să-i fure evantaiul. Neciopritul. Dar pe cine văd? Signor Evaristo? Ce-o fi pățit de așa de vesel? Iată-te, iată-te. Sunt fericit, Gianina. Ce bucurie asta? Oh, Gianina, sunt omul cel mai mulțumit, cel mai fericit din lume. Bravo, îmi pare bine.
Sper că acum o să-mi spălați obrazul de câte batjocuri am îndurat. Da, da, tot ce vrei. Află, genina mea, că te bănuia pe tine. Signorina Candida afla că ți-am dat evantaiul. Credea că l-am cumpărat pentru tine. Era geloasă din cauza ta. Geloasă din cauza mea? Da, vroia să se mărite cu altul din furie, din răzbunare, din disperare. M-a văzut, a căzut, a leșinat. În sfârșit, din întâmplare, din fericire, mătușa ei a ieșit din casă. Candida a coborât în grădina ei. Am trecut printre măslin, am sărit ziduri, m-am aruncat la picioarele ei. Am plâns, am rugat-o, am implorat-o, am convins-o. Nu mai am de ce să mă tem. Da, îmi pare bine, mă bucur pentru dumneavoastră. Sunt mulțumită, fericită și îmi crește inima. Mi-a pus o singură condiție de care depinde întreaga mea fericire. Ce condiție? Pentru ca să mă justific pe de-antregul, să te justific și pe tine și ca să-i dau și ei o bine meritată satisfacție, e nevoie, trebuie să-i dau evantaiul. Stăm bine. E vorba de reputația mea și de a ta. S-ar părea că eu l-am cumpărat pentru tine. Ar fi confirmarea bănuielilor. Știu că tu ești o fată cu minte, înțeleaptă. Fii bună și dă-mi evantaiul înapoi. Signore, nu mai am evantaiul. Hai, dai dreptate. Ți l-am dăruit și nu ți l-aș cere dacă nu m-aș găsi în situația asta. Am să-ți cumpăr altul, unul mai frumos. Pentru numele lui Dumnezeu, dă-mi-l îndată pe ăla pe care ți l-am dat. Dar vă spun, signore, nu-l mai am. Dar, Gianina, înțelege, este vorba de viața mea și de reputația ta. Vă jur pe lumina ochilor și pe toți sfinții din lume că nu-l mai am. O, Doamne, ce-ai făcut cu el? Au aflat că l-am și au sărit pe mine ca trei câini turbați. Cine? Fratele meu. Morachio, mă duc să ne iau de la... Nu, stați, nu l-a luat Morachio. Dar cine? Eu i l-am dat lui Crespino. Lui Crespino? Dar nu-l mai are nici Crespino. Dar cine l-are? Cine l-are? L-are puș la maua aia de Coronato. Mă duc chiar acum la el. Foarte bine. Ei, Coronato! Coronato! Signore? Dă-mi vantaiul. Care e vantaiul? Ăla pe care l-ai luat de la Gianina. Hai, grăbește-te, nu mai pierde timpul. Signore, îmi pare foarte, foarte nespus de rău. Și evantaiul nu mai e. Nu mai e? Dar fără să-mi dau seama, l-am pus pe un butoi. L-am lăsat acolo, am plecat, m-am întors și nu l-am mai găsit. L-o fi luat cineva. O să iasă din pământ. 10-20 de țichini îl pot găsi. Dacă nu-i, nu-i. O, sunt disperat. Îmi pare rău, dar n-am ce să vă fac. Disperat, signor Evaristo aleargă la signorina Candida, care l-așteaptă nerăbdătoare să sosească cu evantaiul. Candida mea, iubito, sunt cel mai năpăstuit om, cel mai nefericit om din lume. Și de ce? Nu poți să capeți evantaiul, nu-i așa? Toate se întorc împotriva mea. Din nenorocire, ăsta este adevărul. Evantaiul a dispărut. A fost imposibil să-l găsesc până acum. Îmi închipui eu unde o fi. Unde? Unde? Dacă ai cumva vreo idee. Evantaiul trebuie să fie în mâna aceleia a căreia i l-ai dăruit. Și nu vrea să-l dea înapoi. Are dreptate. O, îți jur pe onoarea mea. Destul. Hotărârea mea e luată. Și în timp ce visurile lui signor Evaristo se prăbușeau din pricina blestematului de evantai, contele, plimbându-se pe stradă, îl văzu pe cizmarul Crespino mergând grăbit și ascunzând un pachetel în buzunar. Ce ai în hârtia aia? Un lucru pe care l-am găsit pe jos lângă hanul poștii, signor conte. Ia arată-mi. Poftiți, poftiți, poftiți. A, un evantai. Da. L-o fi pierdut cineva. Și ce vrei să faci tu cu el? La drept vorbind, habar n-am ce să fac cu el. Cum, vrei să-l vinzi? E, să-l vând. Nici n-aș ști cât să cer pe el. Credeți că are vreo valoare? Nu știu, nu mă pricep. Are poze. Dar un evantai găsit la țară nu poate să facă mare lucru. Aș fi fost foarte bucuros dacă valora mult. Cum, ca să-l poți vinde bine? Nu, ca să fi avut plăcerea de a-l oferi cadou signorii voastre, ilustrisime. Mie? Vrei să mi-l dai mie? Însă cum nu e un lucru demn de dumneavoastră? Nu, nu, are calități. Mulțumesc, scumpule. Unde pot, am să-ți acord protecția mea. Am să-l dăruiesc cuiva și am să fac figură onorabilă. Vă rog să-mi faceți un hatir, signor conte. A, da, știam eu. Ăștia nu dau niciodată nimic fără interes. Ce vrei? Spune. Să nu spuneți că l-aveți de la mine. Numai atât? Atât, atât. Da, e delicat. Dacă e numai atât... Dar spune-mi, te rog,
De ce nu vrei să se știe că l-am de la tine? Nu cumva l-ai furat? Iertați-mă, ilustrisime, nu sunt capabil de așa ceva. Atunci de ce nu vrei să se știe că l-am de la tine? Dacă l-ai găsit și dacă proprietarul lui nu-l reclamă, nu prea văd motivul. Hei, am motivele mele. Care? Să vă spun, am o iubită. Știu, știu foarte bine, Gianina. Dar știi, Gianina, că am avut evantaiul ăsta și nu l-am dat ei, s-ar supăra foc. Ai făcut foarte bine că nu l-ai dat. Ăsta nu e un evantai pentru o țărancă. Fii fără grijă, n-o să spun nimănui că-l am de la tine. Dar, apropo, cum stai cu Gianina? Ții mult să o iei de nevastă? La drept vorbind, să vă mărturisesc slăbiciunea mea. Aș lua-o bucuros. Așa? Atunci fii pe pace. Vă căsătoresc chiar diseară, dacă vrei. Zău? Dar ce sunt eu aici? Ce? Protecția mea n-are nicio valoare? Da, dar și coronatul are pretenții. Coronatul, coronatul e un prost. Gianina te iubește? Mult, mult de tot, signor Conte. Bine, pe tine te iubește. Pe coronatul nu poate să-l sufere. Să ai încredere în protecția mea. Până aici vă cred. Dar frate sau? Ce frate? Care frate? Dacă sora vrea, ce amestec mai are fratele? Încrede-te în protecția mea. Mă bizui pe bunătatea dumneavoastră. Pe protecția mea. Mă duc să vă cârtesc pantofii. Vorbește încet. Aș avea nevoie de o pereche nouă. O să vă servesc, signor Conte. Da, dar să știi că o plătesc. Să nu cumva să crezi că... Eu nu vând niciodată protecția. Cred și eu pentru o pereche de papuci. Hai, hai, du-te și vezi de treabă. Da, 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 da. Plec imediat, plec imediat, signor Conte. Mă uit și mă tot uit. Un evantai. Ei, cât poate să coste? Eh, știu eu, un sfert de țechin. Dacă ar fi mai de soi, l-aș oferi signorinei Candida. Da, în definitiv, de ce nu? Nu e chiar așa de rău. Pozele astea nu prea sunt bine pictate. Ba, chiar mi se pare că sunt rău desenate, da. Dar nu se refuză niciodată nimic. Găsesc eu ce să fac cu el. Doamne, contele avea un evantai în mână și se tot uita la el. Evantaiul! Era chiar evantaiul pe care îl căuta nenorocitul de signor Evaristo. Mă duc să-l anunț. Zis și făcut. Signor Evaristo, aflând vestea cea bună, o porni în căutarea contelui. Sărmanul signor Evaristo nu știa însă că ghinionul continua să-l urmărească, căci între timp contele se întâlnise cu baronul căruia încredință evantaiul pentru ca acesta, la rândul lui, să-l dăruiască signorinei Candida. Dar să ne apropiem de signor Evaristo, care în sfârșit dădu de urma contelui și se grăbea să-l ajungă din urmă. Signor Conte! Signor Conte! Dați-mi voie să vă exprim cele mai sincere sentimente de devotament. Sluga dumitale! Îmi dați voie să vă spun un cuvânt? Ce pot face pentru dumneata? Iertați-mă, dar mi s-a spus că aveți un evantai. Un evantai? Haide, dumneata l-ai pierdut? Da, signore, eu l-am pierdut. Bine, dar mai sunt evantaie pe lumea asta. De unde știi că ăsta e tocmai acela pe care l-ai pierdut dumneata? Dacă ați avea bunătatea să mi-l arătați. Scumpe prietene, îmi pare rău, dar ai venit prea târziu. Cum prea târziu? Nu mai am evantaiul. Nu-l mai aveți? Nu, l-am dat cuiva. Și cui l-ați dat? Păi tocmai asta nu vreau să-ți spun. Signor Conte, trebuie să știu. Trebuie să capăt evantaiul ăsta. Și o să-mi spuneți cine l-are. Ba, nu o să spun deloc. Jur pe toți sfinții că o să-mi spuneți. Cum îndrăznești? Uiți respectul pe care mi-l datorezi? Da, o spun și o susțin. Asta nu e faptă de gentilor. Câtă nerușinare! Atâta gălăcie pentru un evantai care nu face nici 5 parale. Face cât face. Dumneavoastră nu știți ce preț are și cât aș da ca să-l recapăt. Da, aș da 50 de țechini. Cum? Ai da 50 de țechini? Da, vă spun și vă promit. Dacă puteți să puneți iar mâna pe el, aș da 50 de țechini. Hei, drăcie, o fi pictat de Tiziano. Vă rog, signor Conte, faceți-mi bucuria asta, plăcerea asta. Bine, bine, am să văd dacă este posibil, dar o să fie greu. Dacă persoana care l-are ar vrea să-l vândă pentru 50 de țechini, aranjează dumneavoastră cum credeți. Că dacă l-aș avea eu, m-aș simți jignit de o asemenea propunere. Sigur, sigur, sunt convins. Dar poate că persoana care l-are nu se va simți jignit. Oh, că despre asta persoana aceea s-ar ofensa cel puțin cât mine, dacă nu mai mult. Amice,
Te asigur că mă găsesc într-o mare încurcătură. Știți ce, signor Conte? Iată tabacherea asta de aur, a cărei greutate face 54 de țechini. Știți dumneavoastră, finețea lucrului dublează prețul, dar n-are a face. O dau foarte bucuros numai să capăt în schimb evantaiul. Poftim. De ce sunt diamante în evantaiul ăla? Eu n-am băgat de seamă. Nu sunt diamante și nu valorează nimic, însă pentru mine este foarte prețios. Am să încerc să te ajut. Vă rog, vă implor, vă rămân obligat toată viața. Și dacă persoana mi-ar da evantaiul fără să pretindă tabachiera? Oh, signore, tabacherea v-am dat-o și a dumneavoastră. Faceți cu ea ce vă place. Sigur? Sigur. Uite, așteaptă-mă aici. Dacă ar fi 50 de țechini, nu i-aș primi. Da, o tabacheră de aur, da, domnule, e un cadou demn de un nobil. Așteaptă-mă aici. Mă reîntorc îndată. Da. Pentru a mă dezvinovăți față de idolul meu, mi-a sacrificat și sângele de-ar fi nevoie. Iată-l aici. Signore, vă salut cu respect. Signora Gertruda vrea să vorbească cu signoria voastră. E aici în casa negustoresii și vă roagă să vă deranjați până acolo. Vă așteaptă. Spuneți-i signore Gertruda că vin imediat, că sunt gata să primesc ordinele sale, dar că o implor să mă aștepte numai un minut până mă văd cu o persoană cu care trebuie neapărat să mă întâlnesc. Acum e momentul să-l descos, să văd ce se petrece între el și Gianina. Cum vă simțiți? Mulțumesc lui Dumnezeu, mult mai bine. Mă bucur din toată inima. Și Gianina cum se simte? Eu cred că bine. E o fată bună, Gianina. Da, așa este. Și știu că te iubește mult de tot. A, și eu o iubesc, dar... Dar ce? Mi s-au spus unele lucruri că... Ți s-a spus ceva de mine? Să vă spun drept, da, signore. Amice, eu sunt un om cum se cade și Gianina ta e o fată cinstită. Da, da, așa credeam și eu, dar știți dumneavoastră, gurile rele. Acum lasă-mă, Crespino, vine contele și am ceva de vorbit cu el. Du-te repede la signora Gertruda și spune-i că vin imediat. Da, signore. Da, da. Ei bine, signor conte, poftim evantaiul. Oh, ce plăcere! Cât vă sunt de îndatorat. Dacă e al dumitare, păstrează. Sigur, e al meu, nu mai încape nicio îndoială. Și cu... cu tabachiera, cum rămân? Să nu mai vorbim, sunt sclavul dumneavoastră. O să cumpăr alte vantai. O să dau un sfert de țechin și o să fac aceeași figură. O, signor Conte! Ce-i Crespino? Ce alergi așa? Știam că sunteți aici și am alergat să vă întreb dacă ați vorbit cu Gianina, așa cum mi-ați făgăduit. Îmi dați speranțe? Foarte, foarte bune! Azi e o zi norocoasă pentru mine. Toate merg bine. Adevăr, merge bine și asta, signor. Cred că norocul îți surâde, Crespino. Uite-o pe frumoasa inimitare că vine către noi. Hei, Gianina! Signore, ce doriți? Ce pretenții mai aveți? Hai, nu cu atâta furie, mai puțin înfierbântată. Îți vreau numai binele. Vreau să te măriți. N-am nevoie de dumneavoastră. Auziți? Așteaptă. Vreau să te mărit, cum îmi place mie. Și eu vă spun că nu mă interesează. Vreau să ți-l dau de bărbat pe Crespino. Pe Crespino? E, ce spui? Da, signore, din toată inima, cu tot sufletul. Vezi ce înseamnă să ai protecția mea. Da, signore, văd. E, și acum, duceți-vă sănătoși. Îl văd pe baron că se agită. Cu siguranță că pe mine mă caută. Vă mulțumesc, signor Conte. Vă mulțumesc, signor Conte. Baroane del Cedro! Aici sunt. Ce s-a întâmplat? Signora Gertruda și signorina Candida sunt în prăvălia Suzanei. I-ați dat evantaiul? De ce nu m-ați lăsat să am eu plăcerea să îl prezint? N-am văzut-o încă pe signorina Candida. Cât despre evantai, m-am gândit la unul mai frumos. Să mergem la ele. Unde spuneai că sunt? În prăvălia Suzanei. Haidem. Signora Gertruda, tocmai domnul baron și cu mine ne pregăteam să vă facem o vizită. Vă rămân foarte îndatorată, dar acum e ora plimbării. Să mergem deci cu toții să luăm puțin aer. Oh, bine te-ai întors, signore Evaristo. Supusul dumneavoastră. Dar ce înseamnă că n-ai evantaiul cu tine, candidat? Nu știi că s-a rupt azi dimineață? Ah, da, așa e.
Da, s-ar putea găsi un altul, poate, nu? Signor Conte, acum e timpul să îl dai? Nu, nu, în public nu se poate. Cum nu cumva, signor Evaristo, are vreunul din întâmplare? Iată-l, la ordinele dumneavoastră. Hei, Evantaiul dumitale, hei, drăcie, ce mai fi și asta? Scoateți-le repede pe al dumneavoastră, signor Conte, scoate. Acum nu, baroane. Nepoată dragă, nu vrei să primești această atenție din partea lui signor Evaristo? Nu, signora, scuză-mă, n-am nevoie. Ei, vedeți, nu-l primești. Dați-mi-l mie, dați-mi-l mie, acum e momentul, signor Conte, acum e momentul. Vrei să iasă un duel? Nu se poate ști de ce nu vrei să primești evantaiul? Pentru că nu e al meu și pentru că nu mi-era mie destinat. Și pentru că nu face nici pentru mine, nici pentru dumneata să-l primesc. Signor Evaristo, e rândul dumitale să te explic. Sunt gata să o fac dacă mi se îngăduie. Cu voia dumneavoastră, aș vrea să plec. Nu rămâi aici, îți faruncesc. Ce încurcătura asta, signor Conte? Habar n-am, baroane. Îmi pare bine că e de față, signora Suzana. Gianina, Crespino, veniți și voi aici. Cu plăcere, signore. Vom lămuri totul chiar acum. Signora Suzana, dumneata recunoaște vantaiul ăsta? Da, signore, e acela pe care l-ați cumpărat azi dimineață de la mine și pe care, fără să mă gândesc prea mult, am crezut că l-ați luat pentru Gianina. Așa da, îmi place, fără să te gândești prea mult. E da, îmi mărturisesc greșeala. Și dumneata învață de la mine să-ți recunoști greșelile. Nu mai spune. Da, pe de altă parte, puțină dreptate am avut și eu, deoarece signore Evaristo ți l-a dăruit ție, nu? Ca să-l predau signorinei Candida. Dar tocmai când voiam să-i-l dau, m-a repezit. Nici nu m-a lăsat să vorbesc. Apoi am vrut să vin înapoiesc. Dumneavoastră, signor Evaristo, nu l-ați mai primit. Atunci, l-am dat lui Crespino. Eu am căzut și l-am luat Coronato. Dar unde e Coronato? Coronato? Cum a ieșit din mâinile lui Coronato? Tăcere, nu-l mai chemați. Mai bine că nu e aici. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Necăjit am intrat în han să iau puțin vin. Am găsit evantaiul din întâmplare și l-am luat. Și ce ai făcut cu el? Cadou domnului Conte. Și eu cadou domnului baron. Dar dumneata l-ai luat înapoi și l-am depus în mâinile lui Evaristo. Și eu îl prezint depunându-l în mâinile signorinei Candida. În cazul acesta, primesc cu plăcere evantaiul pe care mi l-a oferit signor Evaristo. Signor Conte, ce înseamnă scena asta? Ce încurcătură e asta? M-am făcut ridicol din cauza dumitale, signor Conte. Vă jur pe cea mai sfânt, pe Dumnezeul meu, signor Evaristo. Haide, haide, signor Conte, doar suntem prieteni. Așa sunt eu. Când mă ia cineva cu binișorul, nu se poate să mi se mai înfierbânte sângele. Dacă nu se înfierbânt al dumitale, mi se înfierbânt al meu. Signor baron! Și dumneavoastră, signora, vă bateți joc de mine? Oh, scuzați-mă, dumneavoastră mă cunoașteți prea puțin, signori. Nu m-am purtat necuvincios cu nimeni. Am ascultat propunerea dumneavoastră, ascultat-o și acceptat-o și nepoata mea. Eu cu plăcere mi-am dat consimțământul. Auziți, baroane, asta numai pentru că am vorbit eu cu ele. Și dumneavoastră, signorina Candida, pentru ce mi-ați dat iluzii? Pentru ce m-ați înșelat? Vă cer iertare, signore. Eram frământată de două pasiuni contrarii. Răzbunarea mă împingea spre dumneavoastră. Dragostea mă redă lui Evaristo. Aici nu mă mai bag. Dacă ați fi fost un îndrăgostit mai puțin calculat și mie un prieten mai sincer, n-ați fi ajuns în situația asta. Da, e adevărat, mărturisesc pasiunea mea. Îmi condamn slăbiciunea. Însă disprețuiesc amiciția și purtarea domnului Conte. Nu face nimic, să rămânem prieteni. Așa mai glumește omul. Doar între noi nobilii ne cunoaștem. Hai, curaj, să facem nunta! Și acum să intrăm în casă. Și sper că totul se va împlini spre bucuria tuturor.